Strănutul este unul dintre multiplele reflexe protectoare ale corpului uman. Deși durează doar o secundă, trebuie să știi că are în spate un proces complex care implică multe părți ale corpului. Când sistemul nostru respirator este iritat de factori precum praful, fumul, polenul, terminațiile nervoase minuscule trimit un mesaj către creier. La rândul lui, creierul trimite mesaje către numeroase părți ale corpului uman pentru a facilita strănutul. Strănutul implică numeroase procese care au loc într-un timp extraordinar de scurt. Când strănutăm, mușchii pieptului presează plămânii, iar aceștia evacuează brusc o cantitate mare de aer. Simultan, laringele se închide etanș, ceea ce face ca aerul să fie direcționat spre nas cu o viteză de până la 160 de km pe oră. Este bine să ne abținem când ne vine să strănutăm? Evident, nu. Nu te abține dacă nu vrei să-ți rupi laringele sau mai rău să riști vreun anevrism cerebral. Dar de ce le urăm noroc sau sănătate celor care strănută? Există mai multe explicații. Cea mai cunoscută fiind aceea că urarea aparține papei Grigore al VII-lea, care îi binecuvânta pe cei care strănutau ca să nu se îmbolnăvească de ciumă. Teia. Potrivit unei teorii susținute și de NASA, în urmă cu 4,5 miliarde de ani un obiect masiv s-a izbit de planeta noastră. După o perioadă de haos, Pământul s-a ales cu Luna, unicul lui satelit natural. Deși inițial a avut dimensiunea planetei Marte, a pierdut o mare parte din masă în urma impactului cu planeta noastră. Ca urmare, s-a produs schimbări majore în atmosfera Pământului. Ceea ce a rămas din acel corp ceresc masiv a fost prins în câmpul gravitațional al Pământului. Deși această teorie a formării Lunii este larg acceptată, cercetătorii sceptici se întreabă cum de atmosfera Pământului este radical diferită de cea a satelitului său natural. De fapt, Luna pare să aibă suficient oxigen pentru a aproviziona Pământul pentru cel puțin 100.000 de ani. În acest sens, cercetătorii cred că acest fenomen este o moștenire a coliziunii cosmice a corpului Theia cu planeta noastră în urmă cu milioane de ani. Atunci când suntem întrebați care ar fi cel mai arid loc de pe Pământ, sigur ne-am gândit imediat la zone deșertice precum Sahara sau Gobi? Dacă am răspunde așa, ne-am înșela amarnic. De fapt, cel mai arid loc din lume se află în Antarctica. Zona, care se întinde pe o suprafață de 4.800 km pătrați, se numește Văile Seci și își merită numele pe deplin. În Dry Valleys nu au mai plouat de aproape 2 milioane de ani. Deschizătoarele de conserve au fost inventate la 48 de ani după inventarea primei conserve. Conservele nu au existat până în secolul al XVIII-lea. În 1795, împăratul francez Napoleon Bonaparte avea nevoie de o soluție pentru a păstra proaspătă hrana pentru trupele sale în timpul lungilor deplasări. Așadar, prin intermediul Societății de Stimulare a Industriei pentru dezvoltarea metodelor de conservare a hranei, Napoleon a instituit un premiu de 12.000 de franci, care urma să fie acordat celui care va propune cea mai viabilă soluție. Nicolas Appert a fost cel care a câștigat în 1810 premiul propunând încălzirea, fierberea și sigilarea mâncării în borcane de sticlă închise ermetic. În același an, Peter Durand a realizat prima conservă sub formă de cutie de metal. Datorită combinației dintre procesul de sterilizare propus de Appert și cutia de metal propusă de Durand, hrana va fi păstrată foarte bine timp îndelungat. Cu toate acestea, exista un inconvenient. Conservele nu puteau fi desfăcute așa ușor, iar soldații foloseau dalta și ciocanul pentru a le desface. Chinul a durat până în 1858, când Ezra Warner a inventat și patentat primul deschizător de conserve. Oțelul inoxidabil înlătură de pe piele mirosul de usturoi? Atunci când tăiem usturoiul, preluăm pe mâini molecule de sulf. Numai că frecând mâinile de o bucată de inox, moleculele de sulf se leagă de moleculele de oțel și trec pe suprafața acestuia odată cu mirosul. Deci, unde nu-i sulf, nu-i miros. Blana ursului polar este de fapt transparentă, iar pielea animalului este neagră. Albul pe care îl percepem este doar o iluzie optică creată de faptul că urșii polari au blana în două structuri, cel superior cu o lungime de până la 15 cm și un strat inferior cu păr mai scurt și mai des.
Stratul superior este transparent și reflectă lumina solară dând impresia că blana ursului este albă. Președintele James Garfield a fost împușcat într-o tentativă de asasinat în data de 2 iulie 1881. Medicii au încercat să-l țină în viață pe președinte și să scoată glonțul din corpul său, dar au judecat greșit traiectoria acestuia și nu l-au putut localiza. Inventatorul telefonului, Alexander Bell, a fost convins că știința va învinge și a venit în ajutor cu un aparat electromagnetic pe care îl testase anterior pentru a localiza gloanțele în cazul veteranilor din războiul civil. Din nefericire, glonțul nu a fost găsit, iar președintele Garfield a decedat în data de 19 septembrie. Inițial, Bell credea că arcurile din oțel ale patului au interferat cu dispozitivul său, iar medicii i-au permis să examineze doar partea dreaptă a președintelui unde credeau că se află glonțul. După decesul acestuia, glonțul a fost găsit în partea stângă. Eu aș fi mers 1 pauză, 2 final. Taurii sunt enervați de culoarea roșie, nici vorbă, deoarece vitele nu disting culorile. Ceea ce îl scoate din sărite pe tauri este fluturarea pelerinei de către matador și nici de cum culoarea acesteia. Culoarea este rezultatul procesării de către creier a impulsurilor bioelectrice transmise prin nervul optic de către ochi, la interacțiunea acestuia cu undele electromagnetice dintr-o anumită gamă de frecvențe. Culoarea roșie este percepția undelor electromagnetice cu lungimea de undă între 610 și 700 nanometri. Cele mai multe frecvențe, cele care sunt în afara spectrului vizibil, nu lasă nicio amprentă vizuală asupra noastră. Conurile sunt mai puțin sensibile la lumină, asta înseamnă că au nevoie de mai multă lumină decât bastonașele pentru a fi active. Din această cauză, seara târziu nu vedeți culorile lucrurilor, ci doar totul în tonuri de gri. Dar conurile sunt cele care fac lumea colorată. Ochiul uman are trei tipuri de conuri care sunt specializate pe diverse plaje de frecvență ale spectrului vizual, corespunzătoare culorilor roșu, verde și albastru sau RGB. Taurii au două tipuri de conuri, nu trei ca omul, lipsindu-le tocmai conurile pentru detectarea culorii roșii. Apa ca atare nu conduce energia electrică. Acest lucru este posibil doar dacă apa conține impurități. Moleculele de apă nu au nicio sarcină electrică, motiv pentru care ele nu pot transmite electroni. Curentul electric se formează prin transmiterea electronilor de la un atom la altul. Așadar, fără transmitere de electroni, electricitatea nu ar putea călători prin apa pură.